BMW 36 Wide, alături de Mihai. Salut, Mihai. Mihai. Daniel. Mihai și atât, nu mai știu mai mult. Oricum, l-am luat așa prietenii, de pe stradă. Prietenii spun Moțu. Moțu? De ce? Că e cel mai tare? Nu, Moțu Mihai mă cheamă. A, Moțu Mihai. Am crezut că e porecla. Bun, încântat. Te-am luat așa de pe stradă de la eveniment. Haideți să facem repede un episod, că e foarte, foarte tare mașina. Povestește-ne de mașină. Cum a început? De unde? Cum? Cum ți-a venit ideea? Ideile pe parcurs? Povestea a început în 2009, când am achiziționat mașina. Și am început. Prima dată am dat-o în extrem destul de tare și nu a fost ok. A durat fix 2 luni de zile. Ce înseamnă adică ai dat-o în extrem? Adică tuningul ăla din băr de brigări modificate, ce am vrut eu cu CSL, Bode 46, aha. Nu. Nu ți-a plăcut? Nu, cu mașina de la Vopsit am zis, băgăm la garaj și facem altceva. Okay. În iarna aia mi-am cumpărat un set de RC-uri. Jant? Da. Ok. 8 cu 8. Și acolo a început. 8 cu 8, frate. Da. Simplu, 8 cu 8. Băi, am fost pe mașină. Oricum apreciez fără jiul. Îl apreciez. Nu. Nu jiul. Bun. Așa, ai luat geante, bun? Și am început să fac, să mă duc spre OM. Ok. Ok, tot ok. Am rămas portbagaj CSL, la un moment dat nici ăla nu mai era pe filmul lui. Am dat jos. OM. După un an de zile, am cu alte jante. Mai mari, mai mici, mai late, mai înguste? 8,5. Ronde. Ai făcut ceva, 0, o nebunie? Da. Nu îmi plăcea cum se vedea din spate, deci era căruță. Okay. Deci, da, cine îmi zice de... RC-uri cu 1000 de euro, să mă lase, n-aș da, nu. Asta e. Nu s-o fie. Am luat 8 jumate, ET13, așa. Agresive, frumoase. Ce era acum? Nu mai plăcea culoarea. Mașina fiind roșie. Ok. Să-mi aleg culoarea. Până la urmă mi-am ales maroul, e macadamia metalic de la Porsche. Și tot 3 ani de zile, din 2009-2012, m-am dus pe stock. OM, frumos, M pachet. Și ai făcut-o maro, stock și maro? Da, stock și maro. Ok. Până în al patrulea an, mi-am luat încă un set de jante, Kärcher RS. Ok. Care erau 10,5 spatele. Aia, altă viață. Da, da. Acum se vedea mai bine din spate. Da. Da, m-am dus la întâlnirea E36. Praf mi-am făcut aripile, deci okay. Nu, stai să mă. Praf. Bun. Ce urmează să ce fac? Ce facem, normal? Roluim? Ce să roluiesc? E prea am mult. Am roluit? Nu. No. Nu mergea combinația. Ce să face? V-am zis, bun, vând jantele. Cumpăra jantele de la Narcis ZT. Ok. Resturile erau 8,5 cu 10, ET-uri mari. O intrat pe mașină. Iar 2 ani de zile, superbă mașina mea, am vopsit aripile, perfect, totul. Și mă duc în 2017 la MIT și mă întâlnesc acolo cu Paul Mușat, pisica gri de Anglia, care acum aia, da, tot așa, da, bun. Și văd kitul care e pe mașina lui. Place foarte mult. Am zis, trebuie să încerc și eu. Între timp cu Radu de la Iernut, probabil că știi, am zis, bun, facem kitul, dar nu dau jantele, adică punem distanțiere, nu e ok. Și el îmi zice, cumpără-ți niște buze de 3,5-4. Deci ai plecat de la 8 cu 8. De la 8 cu 8. De la 8 cu 8. 3,5-4. Am zis, un 3,5-4. Zic, bă, îmi cumpăr de 5. Bă, îmi cumpăr de 5. Bă, dacă tot, vorba da, românului,
fac casă, să fie, mă, 10-15 camere, mă, cu dat o fac. Știi? Da, bă, cumpăr, cumpăr de 5. Pim buzele de 5, asamblăm jantele. Uriaș. Mamă. De cu l-ai pus pe mașină? Grabă. L-ai pus pe mașină? Da. Puteai să mergi pe roata așa pe lângă ea, gen, dacă era. Știi? Ai văzut, cred că și anul trecut mașina, a fost cu fel uniform și cu camber agresiv, nu mi-a plăcut din nou. Da. No, nu. Corect. Chiar. Ce să mă gândesc, cine să vorbesc, apare pisica de Ilfov, făcută de sese. Ok, da, albastră. Aia, albastră. Așa, bravo. Zic, acum, dacă-s 12, trebuie pandem. Nu, mai se poate, un pandem. Ia legătura cu sese, băiat super, ok. Facem pandemul. Ne apucăm, facem, îl trimite, mă apuc de vopsit, pun pe mașină. Iar nu e ok. Prea, nu știu, plictisitor. Pandem, vopsit, jantele. Nu se vedea așa? Wow. Adică, eu altfel mă gândeam să arate mașina mea. Iau legătura cu băieții la ProRap, de la Cluj. Băieți, am un design, probabil că știi, E46-le de Anglia sau de Belgia, nu știu exact, unul galben cu carbon. Galben cu carbon, la noi mașina? La Vortrezi, da. De o luat Mega Man, dar de 1000 de euro. La Eurocar în primăvară, aia nu e aia, nu? Mai e una tot așa, nu, E46 nu, galben, nu, dar nu. Da, așa, nu știu, acum nu vine în cap, în sfârșit. King Suspension scrie pe ea, a fost la Vortex anul ăsta. Bun. E un prieten acolo, îi zic, fă mai multe poze în detaliu, să vedem cum arată. Văd diferența cum vine, de ăsta. Cum vine. Bă, foarte bine, acum ideea era ce colan găsesc. Și așa sare în ochi la gardă. Ar fi culmea să mai fac și altă culoare, că... Bun, mă duc la ProRap. Mi-a dat mai multe nuanțe, nuanțe maron chis, maron negricios. Bă, nu, nu-i diferența aia. Zice, am găsit ceva de la Avery, ce e mai scump. A, e... Unde a intrat atâta? Ce mai contează colatul că de acum? Și mi-a lecomandat acesta. Bun, băieții. Mă duc la E36 Order. Frumoasă mașină, ok. Era un pic înăltuță. Suspensia nu mă ajuta. Nu mergea mai jos, aveai fixă. Nu, nu aveam reglabilă. Aveai reglabilă? Da, okay. Dar nu mă ajuta. Nu știu, arcurile sunt foarte tari. Ok. Vin de la întâlnire. Mă uit cât timp am până la rejun. Cam o jumătate, zic, cam și nunta. Se vede, omul de la nuntă. Am și nunta, nu știu cum fac. Vorbesc cu Chris de la Sibiu, Luftduck Performance, super ok, super băiat. Vorbesc, zic, Chris, sunt data de 11 de ziua mea, zic că ți-aduc mașina și ți-o las până după nuntă, deși aș fi vrut foarte mult să apară. Tu ai la nuntă, nu? Da, dar am zis cumva să fac pentru rău, nu să ajung. Duc la băiat, zice, hai să vedem, mă duc în concediu, îmi dat 20-25, o să fie gata mașina. Pă 20-25, e ok. Mai am vreme să mai fac, deci aveam nebunile în cap, mă uitam la DTM-uri, BMW Lifestyle, BMW Bank, toată lumea am întrebat de unde e BMW Bank. Te la DTM, simplu, da, corect, dacă se uită, e foarte ușor. Gata suspensia, vin acasă. Faină mașina, așa să lăsa jos, dar iară, plictisitoare, clar. Două culori. Deci plictisitoare maxim. Zice la nevasta mea,
ale e plictisoare mașina. Mă, nu se poate. Ce să-i mai faci? Ce poți să-i mai faci? Pui aripi. Zic, nu, zic, las. În noaptea asta caut pe net. Fac eu ceva. Ceva trăit. Și era în BMW Lifestyle, BMW Bank. BMW Lifestyle, într-adevăr, e frumos. E mai interesant ca asta, dar litrele sunt mult mai mici. Corect. Mașina e masivă, roțile sunt masive. Nu prea. BMW Bank. Și bun, acum cu ce colant? Pot să pun cu Oracle și eu am Avery și diferență mare de culoare. Îmi aduce Oracle mare diferență, foarte mare. Deci același brown, același cod, dar nu, nici nu se compară. Sunt pe băieți, îmi comandă un metru. Bă, dar ce, pe într-un metru tu plătești transportul cât plătești pentru 10? Da, mă, 10, să am. Nu, îmi comandă băieți. Asta. Mă duc la un prieten bun, Alex, de la Cluj, care îmi face stickerele și întotdeauna design-ul și are vreme cu mine și mă mir că nu mă înjură. E, probabil că te înjură în gând. Da, probabil. Și îmi face stickerele și eu am terminat mașina înainte cu o seară înainte de Rârnov. Și acum e plictisitoare? Acum trebuie alte buze pe față. Trebuie alte buze pe față. Deci asta e planul, alte buze pe față. Da. Și probabil mai ai loc. Probabil peste un an da. E altfel. Oricum e foarte frumoasă mașina. Îți mulțumesc că ți-ai luat din timpul de la nuntă și ai venit la emisiune și am filmat. Și trebuie să mergem că rămânem fără lumină și noi mai avem cadre de luat cu superbitatea pe stradă. Vă mulțumim mult pentru că ne urmăriți. Nu uitați de share, nu uitați de like. Intrați pe linkurile afișate. Să-mi dau șapca jos? Să-mi țin șapca? Na, n-avem, îmi trebuie cască de aia să nu se vadă și tu să-mi zici în microfon. Scaun de regizor ți-ai luat. Băi, nu, băi, trebuie să facem cumva, să apari într-un colț aici mică. Aș vrea o cameră pe tine, știi? Da, nu uitați să accesați shop-ul nostru, să ne ajutați să cumpărați multe șepi din astea și tricouri de care eu n-am astăzi, că n-am fost atent să-l calc. Adică l-am la mine, dar nu-i călcat. Și așa, ochelari, e foarte complicat. Nu uitați să ne accesați shop-ul dacă vreți șepcile, tricourile și stickerele. Stickerele am aici. Ca tot pentru reclamă le-am pregătit. Aveam.